În data de 8 decembrie 2023, voluntarii din cadrul Societății Studenților de Chirurgie din România, filiala Craiova, au împrumutat sania lui Moș Crăciun și au zburat până la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Sfântul Vasile pentru a împărți cadouri copiilor de acolo. Ce părere a avut ajutoarele moșului despre această activitate ajunsă la a doua ediție, aflăm de la președintele asociației, Adriana Mitre. Spune-ne, Adriana, ce constă acțiunea, activitatea desfășurată aici? Activitatea desfășurată astăzi este la cea de-a doua ediție. Proiectul se numește Donează un zâmbet. A început anul trecut și anul acesta am continuat să aducem bucurie pe fața copiilor de la Centrul de Educație Inclusivă Sfântul Vasile. Suntem emoționați și plini de bucurie și atmosfera de aici este una foarte plăcută. Ne bucurăm că am reușit să facem copiii fericiți și ne bucurăm că putem să aducem zâmbete pe fața lor. Proiectul constă în strângere de donații care au început în urmă cu câteva zile. Partenerii au fost cei de la The Twenties, care s-au ocupat de strângerea cadourilor. De asemenea, studenți din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova ne-au ajutat la împachetarea cadourilor. Am avut voluntari inclusiv din cadrul Societății Studențești de Chirurgie, filiala Craiova. Iar astăzi am venit aici să le împărțim totodată cadourile, dar totodată și zâmbetele și timpul nostru și ne bucurăm tare mult că am fost primiți cu atât de mult entuziasm și cu atât de multă fericire și sperăm ca proiectul nostru să continue și în anii ce vor urma. Directoarea școlii, Alina Filip, a ținut de asemenea să ofere mulțumiri studenților implicați. Copiii sunt foarte fericiți, iar eu mă simt atât de bucuroasă că SSCR Craiova s-a gândit ca în aceste clipe să fie alături de copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Sfântul Vasile Craiova. Vă mulțumim că sunteți alături de noi an de an și vă așteptăm și anul viitor să le faceți clipele frumoase și să participați împreună cu ei la activități.